Nu mai suport pe nimeni! Lăsați-mă! Parcă nimeni nu vrea să mă înțeleagă. Of! Am rugat-o pe mami de atâtea ori să-mi ia acea dinduță. Nu! Lucrează și tu ceva, că e vară. Of! Cine are chef vara de lucru? Trebuie neapărat să-i scriu lui Emily să vină la mine. Am să-i povestesc toată nenorocirea aceasta. Doar ea mă ascultă. Emily, vino urgent la mine acasă. Urgent! Uf, sunt maxim de supărată. N-am chef de absolut nimic. Am să trândăvesc toată ziua. Ana, am ajuns. Unde ești? Emily! Da, sunt chiar aici sus. Haide, urcă. Vreau să zic ceva important. Bine, vin. Ce s-a întâmplat? Am venit cât am putut de repede. Draga mea prietena, îți mulțumesc. Dacă știi cât sunt de supărată... Supărată? De ce? Să nu-mi spui că te-ai certat cu prietenul. N-ar fi prima oară. Băiatul ăla îți face numai necazuri. Ar fi bine să scap de el. Nu. Kevin și cu mine suntem foarte bine. Știu că nu-ți place de el, dar ne înțelegem perfect. Sunt foarte supărată pentru că am rugat-o pe mama mea să-mi dea niște bani să-mi iau cianta aceea minunată pe care am văzut-o, ediție limitată. Dacă nu o iau, luna asta cel puțin nu o să mai fie. Aoleu, trebuia să-mi dau seama că este vorba despre haine sau accesorii. Doar atât ai în cap. Ce vrei să spui cu asta? Cum adică? M-ai înnebunit. Ai atâtea hăinuți, atâtea accesorii. Ce îți mai trebuie? Îmi trebuie și gata! Știi că le iubesc! Dar nu știu cum să o iau. Haide, spune-mi că știi tu un loc de muncă sau ceva ca să fac niște bănuți în plus pe vară. Sinceră să fiu, dacă stau să mă gândesc, am văzut pe plajă la Tiki Bar, la bărulețul acela mic, era un anunț cu angajez ajutor. Wow! Ar fi super! Și ce trebuie să fac? Să arăt frumos și să salut lumea? Wow! Am uitat că n-ai lucrat niciodată în viața ta. A lucra înseamnă a lucra, nu asta. O să ai puțină treabă. Sunt sigură că mă descurc. Dacă toată lumea poate munci, atunci pot și eu. Stai, totuși nu te bucura așa. Am spus că am văzut acel anunț, dar nu știu dacă mai este valabil. Haide, să mergem pe plajă. Vom vedea. Iuhu, dentuța mea! Așteaptă-mă că vin! Aici este! Da, e frumos, dar nu văd niciun semn că angajează. Așa e, îmi pare rău, nici eu nu mai văd semnul. Scrie așa mare... Angajez personal. Cine știe, îmi pare rău dacă te-am adus până aici degeaba. Dar totuși, hai să întrebăm. Poți întreba tu, pentru că mie mi-e puțin rușine. Da, nu degeaba suntem prietene. Și mie mi-e rușine. Știi ce, zic așa, ne așezăm la băruleț, cerem și noi un cocktail și vedem, mai discutăm și poate din vorbă în vorbă punem întrebarea capcană. Aveți nevoie de ajutor? Și cine știe? Dacă vorbesc fetele astea... Cred că deranjăm pe domnișoara. Hai să ne așezăm. Bună fetelor, bine ați venit la noi. Doriți ceva? Vă servez numai decât. Mă întorc imediat. Trebuie să mai servez pe cineva. Vin imediat! Eu nu văd pe altcineva în afară de ea. Mi-a lăsat singură aici. Nu o putem întreba. Dar mai stăm, mai povestim, cine știe. Stăm, eu aștept. Am nevoie de bani. Aoleu. Da, dar după cum singură vezi, e mult de lucru. Deci de oameni pe plajă. Toți trebuie serviți. Gata, fetelor. Haideți, spuneți cu ce vă servesc. Întreabă acum. Păi știți...
aș dori să vă întreb... Aveți un cocktail? Nu întrebarea asta. Știu, mi-a fost rușine. Desigur că am. Îl pregătesc chiar acum. Va fi fresh și delicios. Doamna, se poate să veniți puțin? Îmi cer scuze, trebuie să plec chiar. Revin imediat. Oh, nu, am dărâmat toate paiele. Ce dezastru. Vin imediat, doamna. Gata, spuneți, ce aș putea să vă ajut? Păi știți, soarele ăsta dogoritor, aș dori o umbrelă dacă aveți, să o puneți aici lângă mine. Îmi pare atât de rău, nu știți, furtuna de aseară mi-a distrus toate umbrelele. Știți, dacă doriți puțină umbră, ați putea să vă trageți prosopul sub palmieri. Nu vreau să pierd locul acesta, îl vânesc de astăzi de dimineață. Mulțumesc pentru nimic. Îmi cer scuze că nu v-am putut ajuta. Dacă aveți nevoie de orice altceva, mă găsiți la Băruleț. Gata, am revenit. Cocktailul dumneavoastră, da, acum îl pregătesc. Poftiți, sper să vă placă. Mulțumesc, sunt sigură că îmi va plăcea. N-aveți pentru ce, orice mai doriți, orice altceva, mă găsiți pe aici, am foarte multă treabă. Savurați-l cu plăcere. De ce n-ai întrebat-o dacă angajează? Era atât de aproape de tine. Nu știu, sincer, cred că m-am panicat. Doamna, veniți puțin, vă rog. Hei, mă stric de jumătate de ora. Mă cheamă. Da, spuneți, vă rog, cu ce vă pot ajuta? Păi, vă stric de atâta timp, deja m-am înroșit toată. Ridicați-mi și mie puțin scaunul. Desigur. Tot ce trebuie să faceți este să îl apucați puțin de aici și ridicați. E bine? E bine așa? Încă un pic. Bine, mai ridic puțin. Ce ziceți, e bine acum? Da, așa, excelent. Doamna, puteți veni puțin și la mine? Desigur! Cu ce vă pot ajuta? Știți, mă gândeam, uitându-mă așa pe cer, sunt atâți enormi. Ce credeți? Oare o să plouă? Tot ce-i posibil, doamnă. Ați văzut și aseară ce furtună a fost. Ce faceți? Vreți să mă goniți de pe plajă spunându-mi că va veni furtuna? Desigur că nu. Noi ne dorim cât mai mulți clienți, de ce am vrea să plecați? Da. Să știți, chiar dacă plouă, nu voi pleca de aici. Dacă va începe să picure, mă voi adăposti chiar sub părulețul dumneavoastră. Da, nicio problemă, noi vă așteptăm. Ce oameni ciudați, câtă treabă am. Ei, cum este cocktailul? E delicios. Aroma de portocale îi dă un gust senzațional. Portocalele! Am uitat să le comand. Îmi cer scuze, revin. Mamă, dar într-una pleacă. Încă mă mai putea întreba dacă are un post vacant. Ce mă fac? Cine mai știe unde îmi voi găsi un loc de muncă dacă aici nu se poate? Știu ce, când se întoarce, treabă direct. Cine știe, poate ai noroc. Uite că vine. O să întrebi acum. Bun, fetelor, am făcut și comanda de portocale. Vă mai pot servi cu ceva? Știți, aș vrea să vă întreb ceva. E proaspăt tortul? Nu, asta trebuia să întreb. Desigur că este. Mereu aducem numai produse proaspete. Uite-te ce bine arată. Da, am văzut. Tocmai de aceasta am întrebat. Îmi face o poftă. Zici că îmi face cu ochiul. Și doriți o feliuță? Aș dori, dar înainte de toate, ați putea să-mi spuneți cam cât costă? Este 7 lei felia. 7 lei? Nu cred că doresc acum. Păi și atunci de ce m-ai întrebat? Voiam să întreb dacă vrea să mă angajeze. Mamă, făstăcit și vreau să cumpăr tort. Am spus că nu am bani, tocmai de asta vreau să mă angajez. Scuză-mă, am tras purechea, vrei să te angajezi? Da, cam ăsta este motivul pentru care am venit la bărulețul dumneavoastră. Aveți cumva un post vacant? Oh,
noi nu l-am mai văzut aici, am crezut că nu mai aveți nevoie. Oh, semnul! Da, furtuna de aseară a făcut ravagii. I-a luat și umbrelele, le-a stricat și semnul. Dar eu chiar am nevoie de ajutor. E atât de aglomerată plaja. Haide, spune, vrei să te angajezi? Da! Wow, ce fain! Poți lucra vara și acum îți poți permite și geanta. Și nu numai. Ce mă bucur pentru tine. Stați puțin. Cam ce ar trebui să fac? Păi, ar trebui să comand din timp cam cele necesare pentru o zi de servit la bar. Poți servi băuturile, te voi învăța să faci cele mai bune cocktailuri. Și poți servi și prăjitură, să te duci pe la șezlonguri și să vezi ce mai au nevoie clienții. Chestii din acestea. Îmi place, da, 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 vreau! Și când credeți că aș putea să încep? Când să încep? Chiar acum! Nu mai pot de oboseală!